Am un diamant. Nu cred. Am 8. Am 22. Am câștigat. Am luat două numere pe același lăz. Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Astăzi suntem împreună cu iubita mea aici prezentă și pe masă, cred că se observă deja, avem aici masa plină de lozuri. Încă de la început vreau să spun că nu promovez jocurile de noroc, nu sunt adeptul lucrurilor de genul ăsta, doar că am mai făcut un episod și m-a plăcut foarte tare. Iar acum vreau să văd cine este mai norocos dintre mine și Carmen, că dintre mine și Bogdan am văzut deja. Sincer să vă zic, cred că ea este, în viața de zi cu zi, este puțin mai norocoasă decât mine și acum vreau să testăm treaba asta. Bă, eu așa cred, serios, eu așa cred și vreau să testăm asta în, jucându-ne cu lozurile astea, dar încă o dată vreau să vă spun, nu vă jucați lucruri, chestii de genul ăsta, să vă scoateți banii din buzunar sau să vă luați banii de la gură, să dați pe prostii de genul ăsta. Eu o fac strict pentru videoclip, în afara vlogurilor nu o să mă vedeți pe mine cumpărând chestii de genul ăsta, să mă joc eu, să dau bani aiurea, așa că eu nu vă recomand nici vouă. Fii atent! Eu ca paranteză, nu știu. N-ai răzut niciodată, nu te-ai jucat. Uite, vedeți, luați exemplul Carmen, ea n-a făcut treaba asta niciodată și mai bine așa. Avem aici lozuri la, nu știu, 3 lei sau 2 lei, habar n-am, ceva de genul, lozuri la 4 lei, lozuri la 4 lei, iar asta de aici din față sunt 10 lei. Le vom împărți în mod egal. Uite, trebuie să înțelegi tu unul. Ăla, ăsta rămâne al meu. Dintre astea două, iar îți alegi tu încă un. Ok, ăsta rămâne al meu. Observați că o las pe aia să-și aleagă, dar de fiecare dată. Aici iar te las să alegi. Roz, bineînțeles, de fete. Iar aici avem pe mai multe culori. Nu știu dacă contează treaba asta sau nu, dar na. O să o lăsăm tot pe ea să-și aleagă. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lozuri. Mamă, dar așa mult ai luat? Sunt 14 lozuri, din care trebuie să-ți alegi 7. Clar. Clar, mov, bineînțeles. Nu te grăbesc, te las să-l alegi, că e norocul tău. Acum aș face norocul cu mâna ei. Poate îmi dă mie ceva sau își păstrează ea. Nu sunt norocoasă așa cum mă crezi tu. Nu știu. Bine. În ultima perioadă puțin a fost, într-adevăr, dar... Scrieți-mi voi acum în comentarii cine credeți că o să câștige toată treaba asta și imediat când termină Carmen de ales, o să-i propun ceva, să vedem dacă vrea. Gata? Da. Astea sunt ale tale, da. Și astea sunt ale mele. Yes. Fii atent, eu vreau să fac o înțelegere cu tine, vreau să văd dacă ești de acord și dacă te simți norocoasă azi. Eu sunt dispus să-mi pun la bătaie toate lozurile. Dacă tu răzuiești sau câștigi aici mai mulți bani decât mine, ți le dau și pe mele. Dar dacă eu câștig, suma mea este mai mare decât suma ta, eu le iau pe toate. Ești de acord să facem așa? Deci batem palma, da? Ați fost aici martor. Cine are suma cea mai mare, ia toate lozurile și se duce și retrage toți banii, da? Începem? Hai. Hai să vedem. Începem cu cele mai mici, care sunt simplu de desfăcut. Asta trebuie doar să-l tai. Da. Cred că se desface așa. Da, se desface. Sau? Mamă, da. Fii atent, s-a rupt așa în margini și îl desfaci ușor. N-ai câștigător, fii atent. A, scrie așa, nu trebuie să mai faci nimic aici. Da, aici doar îl desfaci atâta, sus. N-ai câștigător. Eu vezi cum sunt și ofticoasă. Ați observat, da, repede. O, cu pumnul în masă. Bă, bune, chiar mă oftic foarte tare. Ia să vedem, aici e mai greu, văd că... Vezi să nu-l strici, că dacă l-ai stricat așa de bani, e problemă. Hai să vedem. Nu e câștigător. Frate, niciunul! Stați că a început care mai zis optici, deci luați-o ușor. Deci fii atentă. Trecem acum la alea cu adevărat importante și anume astea de 4 lei. Deja începem să răzuim. Mamă, deci fii atent. Zona 1. Găsește în zona 1 substratul răzuibil 1 sau mai multe simboluri diamant și câștigi suma corespunzătoare înscrisă de desubt. Câștigurile multiple și așa mai departe. În fine, hai. Deci trebuie să găsești un diamant și sub diamant trebuie să-ți indică suma. Răzuiești carne și masa, nu numai asta. Mă bată. Nu, dar eu nu. Păi dorm, așa, cu tine, așa. Am crezut că era răzisem așa pe jumate. Dar frate, dar nu-mi place dacă nu câștig nimic. Am un diamant! Nu cred. Da! Jur! Serios, uite!
Păi eu n-am niciunul. Și ai și multiplicator? A, ori unul, nu. Mama, am câștigat 4 lei! A început carnea, să câștigi deja... nu văd bine situația pentru mine. Ah, asta este, îl dau pe-a meu deoparte. Eu zic să-l pui aici pe la câștigător. Ah, stai că mai are un joc, jos, da, bă! Zona D, găsește în zona D de joc, substratul răzut, aceeași sumă scrisă de 3 ori și câștigi suma. Mă, păi ce ai făcut, bobiți? Poate câștig și eu 4 lei aici, acum ar fi. Am de 2 ori. Na. Am de 3 ori, am câștigat! Nu cred! Ha, nu pot să cred! Ha, frate, că nu cred, ia. Uite, 4-4-4. Are 3 de 4 lei aici jos. Iar aici are un diamant, sub care scrie 4 lei. Da, păstrează-l. Și acum să trecem la categoria grea. Bă, eu asta cred că din toate astea trebuie să fie măcar unul la fiecare, n-are cum. Hai să vedem. La urmă o să vă spun și cât am dat pe ele și cât scoatem înapoi, ca să vedeți că nu este nicio afacere gen să cumpăr lozuri și te îmbogățești. Mai mulți bani pierzi, așa că vă spunem la urmă. Hai să... vedem ce numere avem, numerele norocoase. Uite, am 30! Wow! Pe 30 suntem amândoi născuți, și Carmen și eu suntem născuți pe aceeași... în aceeași zi. Am 8! Băi, frate, dar ce are, măi, frate, de câștig în continuu? Când v-a zis că e norocoasă, ea și că nu. Și acum are 2 din 2 câștigate. 2 din 2. Tu ai 7? Nu, uite. Da, l-ai tu? Da. 2.000, te rog. Și avea și sumă mare, avea 10, 100.000. 13, 19. A, cred că ăsta-i singur. Uite, am 28, deci n-am 27. Da, și da, nimic. Deci am 26, 28, 29, am 27. Păi l-ai pe 8 și ai luat 10 lei. Păi da, dar chiar și 10 lei față de 100.000? Ce înseamnă? Pă, la asta era câștigat și eu n-am. Păi și acum trebuie să răzinșească sau? Păi, nu știu, a, bonus. Ce, m-am frerit singură. Dacă aveai 8, ce se întâmpla? Sunt multiplicat cu 5, nu? Cu 5, da. Ma. Nu știu ce trebuie să găsim aici, n-am știut. 3 simboluri identice. Da. Păi, nu aveam 2 și luam 1000 de lei, mâncava și gura voastră. Deci dacă mai împica un cadou, ia asta să vedeți. Dacă mai împica un cadou acolo jos, câștigam 1000 de lei. Păi asta e oftica mai mare, vezi? Când ai 2 așa, eu când am niciunul, pe da. Mea, nu-i nimic. Trecem la următor, da? Doamnește. Am început cu 13, siguranță. Iar 4, frate. Aici e competiție. Păi vezi că e bine cu 4. E prima mea, nu da, 20. Am 1. Nu, frate, nu. Nu mai am niciunul. La mine m-a măsluit, m-a omorât. Bă, am 22! Băi, ce se întâmplă? Leșe. Mâncava aș vrea voastră, Carmen imbulat. Băi, ca o paranteză, așa, când filmăm noi acum, gen, e seara dinainte de Moș Nicolae, dar să nu-mi zici că îmi faci vreo surpriză să le iei pe toate, așa. Doamne ajută! Ar fi top! Eu iar n-am câștigat mâncava și gura. Frate, am 23 și acolo să am 22 și aici am 12 și acolo să am 13. Și câștigam 5.000. Hai să vedem la bonus. Așteaptă că nu am terminat. Mai ai. Da, măi, are noroc, ce să faci? Asta este norocul începătorului, chiar n-a jucat niciodată și fiind prima oară, hai să vedem la bonus acolo ce ai tu, dacă iei ceva. Și aici? 6, n-am. Nu l-ai. Hai să vedem jos aici la extra cash. N-am nicio. Aveam 2. La fel ca la mine, 2 potcoave. Doamne. No, eu numai pierzător. Până acum probleme. Mai hai, las că le iau așa, n-am. Ce? Hai mă, ia las-o în ordine așa. Că acum, bă, dacă nu iau și eu 10 lei aici... Mi-a picat 30. Și mie picat 30. Mamă. Primul? Nu. Ce număr e? 22. Bă, dacă... 18, 19 și mie îmi trebuie 17. N-am, dacă nu câștig și eu unul, înnebunesc. Frate!
frate! Nu mai câștigam acum, fii atent, mai blestem. Ba da, am câștigat. La ce? La 17. Și eu am 30. Am luat și 10 leșin. Lei. Am luat și 10 lei, am spart gheața. Am spart gheața. Da, astea nu dau așa, 10 lei, 10 lei. Am două numere. Bravo, băie! Am și 30 și 14. Am luat două numere pe același lăz. Am început să joc bine și eu. Bun, deci vedeți aici, am două numere. Am și 30 și 14. Faile, aveam 4 aici, am scris 14, făceam ori 10. Aveam 20 de lei ori 10, 200 de lei deja dintr-un foc. Dar oricum, e bine și 20 de lei, băieți. Păi mai avem 4. Mai avem zona extra cash. N-am. Case, două diamante avem. Bă, sincer, acum nu cred că o să pice niciodată aici. Băi, nu știu, bani. Eu n-am avut niciodată, nu cunosc pe nimeni care să fie luat bani. Am auzit o singură legendă la un prieten de-al lui Taicum în Italia, care a luat la un los de 3 euro, a luat vreo 10.000 sau ceva de genul. Uite, gen, unchii mei în Italia joacă și da. La fel, la 100-200 maxim, adică niciodată sume de astea atât de wow. Da. Și mă refer, uite, nu cred că ți-ar da sau... Sunt bilete unul la nu știu câte mii da. Care îți pică 10.000 de lei, știi? Doar da, așa, dar în rest... Îi dăm forță în continuare, băieți, că mai avem de răzit. Am câștigat. Uite alea, că primul număr Hai, răzuit. Hai, mă, du-te! Fiți atenți, primul număr răzuit cu cel de deasupra 16 cu 16, da? Frate, tu vrei să mă ajungi. Păi, nu era și cazul? Hai, mai ajunge. Mama, nu cred că nu trebuie. Nu, mai ai în față. Dar eu nu mai câștig la asta gata. M-am demoralizat. S-a dus norocul. Chiar că norocul începătorile. Hai să vedem dacă este câștigător aici jos. Of. Na. Deci fiți atenți. Dacă aici jos mai este o bacnotă, un teanc de la așa de bani, fratele vostru ia 1000 de lei acum. Jură-te. Dobele. Nu. No. Noi. Tu zi***i de bilet și de tot. Nu, i-am un clopoțel. Dar îl trecem la câștigătoare. A început să pici. Hai că mai avem puțin, mai avem 3 lozuri. De fiecare. Eu acum mi-am intrat în mână, mi-i trebuie să mai cumperi. Da, aș sincer, aș sta și aș răzui așa până mâine dimineață. Mă, uite, asta e chestia, cumva faci, îți dau dependență, știi? Te faci așa, stai. Vezi că ai câștigat odată două ori? Da. Hai să vedem, dacă și ăsta e câștigător, înseamnă că-s foarte rău. Înseamnă chiar că da. Nu, mă, nu se poate să nu câștig eu. Ia să vezi pe acum, ultimul rând. Am nimic ultimul rând. Pe ăsta direct la gunoi, băieți, că nu e nimic ca de capul lui. Hai să vedem jos în zona de extra cash, că sus la bonus nici n-avem de ce. Așa, de ce? Na. Nicio. Băi, numai câte două simboluri îmi dă la fel, ca să mă apuce pe mine pe aici depresiile. Zic eu că am câștigat și că încolo n-ai luat nimic. 16. Ultimele două, băieți. Hai, mai avem puțin, hai. Carul mi s-a supărat, nu mai băi. Dar câți bani ai în total? Ăla să facem la oră, să vedem cine e câștigătorul banilor, cum ar veni. Hai, tu ești. Nu cred, hai. Tu ai mai multe. Care mai multe? Că ai câștigat două deodată. Hai, să vedem. Frate, m-ați fraierit așa. I-ați dat numai două așa la început. Ce e asta? Câți ai ce? Nu luăm un apartament. Da, frate. Încă o dată repetăm, nu încercați să cumpărați, să vă jucați la astea, că nu e nicio afacere. Și o să vedeți la urmă. O să vă zic eu la urmă exact cât am dat și cât am pierdut. N-am nimic ca nici la asta. Facem o cruce mare, că am ajuns la ultimul. Păi ai lăsat? Da, eu l-am scos pe ăla, eu n-am nimic ajuns acolo. Hai, nici la ăsta așa avem două jocuri, vedeți? Asta de aici din mijloc și asta de aici de jos.
Doamne ajută. Hai că e ultimul. Mă doare mâna. Bă, dacă nu mi-a picat trei, ăsta... Și mie, o grămadă. Mamă, aici am un număr mici. Mamă, am un număr mici sub 10. Am 1, 3 și 6. Mâncava și gura voastră. Și aici o să-mi dea numai numere mari, 10, 23, 20, 14, dacă eu sub 10 ce să fac? Tot, mi-a dat pe 2, între 1 și 3. Asta e mai frustrant. Da, când ți le da așa între... A, și mie mi-a dat astea mici. Iar mi-a dat 30. N-am, frate, n-am, e incredibil așa ceva. Uite, mi-l dă pe 4, pe 16, pe 8. 13, 27, n-am. Aaaa, nu vine să cred că nu am. Stai că mai am două. Nu-i? Nu, frate. Hai să vedem jos aici și să ne... N-am. Poate zic din fetele. Uite, mai aveam una, am trebuit. Deci fiți atenți, că iar sunt în aceeași postază, da? Două diamante. Dacă al treilea este diamant, câștig. Hai, lasă-mă pe mine să răspund ce zic eu. Da, nu. Am să păcălesc. Te lăsucu. Cum era acum să intri pe dreapta 1000 de lei în buzunar la băiatul? Cum era? Facem calcule să vedem. Hai, am avut încredere în voi. Nu-i bine să, uite, vedeți? Nu-i bine să vă puneți încrederea în jocurile astea stupide. Astea sunt doar niște jocuri și, sincer, eu am făcut partea a doua cu Carmen pentru că v-am zis, am văzut cine este cel mai norocos dintre mine și Bogdan. Acum eram curios să văd cine e norocos dintre mine și Carmen. V-am zis, având în vedere că ea este un pic mai norocoasă decât mine în general. Nu, chiar am vrut să mă, bă, față de mine. Ce asta e? Față de mine? Nu mă consider. Ba da, ești. Care sunt ale tale? Păi mai bătut, bebe, că eu am două lauze. Bebe, dar ai două pe un ăsta. Păi da, dar tu mai bătut, că și tu ai două pe unul. Care? Ăsta aici, ai 4 cu 4. Ah, ba da, uite că am 3 de-astea. Deci am 2 și... ba nu. 4 lei, 6, 8 lei. Stai, că știu bine pe bebe, matematică. Stai. Ai nu 4 lei. De 3 ori? 3 ori 4? 12? Nu, ai... Dacă uite ce zice aici. Găsești în zona de joc substratul răzibil aceeași sumă scrisă identic de 3 ori și câștigi aceeași sumă. Mi-a dat 4 lei, dar ce păi să fac minimum, 4 lei? Deci aici ăsta a costat 4 lei și a câștigat 8 lei. Deci practic a câștigat dublu. Da, dar eu nu m-am simțit așa norocasă, am zis că am câștigat 12 lei. Era forță. Deci ai, aici ai 8 lei, da? Da, mai 8 departe. Lei cu 10 lei, cu 10 lei. 28. 38. 38 de lei. Și a venit și prostul familiei, undeva am 30. 30 și 14. Da. Aici am 20 și aici am 10. Deci am 30 lei, diferență de 8 lei mai bătut. Cumva, eram la egalitate. Aproape. Ai câștigat cu lozul ăla roz, ăla mic de 4 lei, că altfel era la egalitate. Iar acum, banii îți rămân ții, gen lozurile alea, toate o să rămână să te duci să le decontezi tu. Adică cât? 68 de lei? Da. 68 de lei te duci odată la KFC și s-au terminat banii, garantez. Hai să vă zic cât am dat pe lozuri acum. În total, lozurile noastre au costat nici mai mult, nici mai puțin de 164 de lei. Și noi am scos înapoi 68. Deci noi suntem în pierdere acum cu 96 de lei. Ca să știi și să știi și voi de la mine că nu este afacere și de aia nu vă recomand niciodată să faceți lucruri de genul ăsta. Când am ceva bun de împărtășit cu voi, ați văzut că vin și vă spun, dar când sunt lucruri de genul ăsta, le testez doar eu și vă spun să nu le faceți, da? Mă, sincer, e mișto cumva sentimentul ăsta și chestia că ai câștigat odată și... Te bucuri și asta acum, e chestia la ele, acum te face să mergi să-ți mai iei de banii ăștia, știi? Da, uite, deja tu ești în pierdere cu 100 de lei, 100 de lei... 100 de lei acum plus 100 de lei sau cât am pierdut la celălalt cel. 100 de lei, nu-i ca și cum poți să faci foarte multe, dar... Poți să faci, știi, câte ceva. Poți să iei de mâncare, dacă mă întreb pe mine. Eu, da. Sincer, în loc să mă dau 100 de lei pe lozuri, mă duc și mă iau de mâncare.
Nu vreau să ne lungim. Asta a fost videoclipul. Banii rămân la Carmen, lozurile rămân la ea. Merge să le decontezi acolo frumos la magazin. Ai ieșit în câștig cu 68 de lei. Da. Eu am ieșit în pierdere cu 96. Cam asta a fost videoclipul nostru. Nu vă juca jocuri de genul ăsta, jocuri din noroc, pentru că nu sunt bune. Așa că ne revedem la următorul videoclip. Vă salutăm. Ciao.